Imediat, Petru, fac o clătită aici, stai. Puțin. Așa. Avem 250 de grame de fulgi de ovăz. Măcinați făină, amestecați cu 600 de mililitri de apă sau de lapte vegetal, de ovăz. Nu folosiți lapte de nuci. Nu dorim grăsimi încălzite, câteva curmale sau puțin sirop de agave de la crud-si-sanatos.bio, nu din altă parte, pentru că doar ăsta este autentic și presat la rece, și o linguriță de praf de copt bio. Cum se dezlipește. Așteptăm să se coacă. Și acum? Și așa arată în farfurie. Cu un gem bun sau cu un magiun de prune și nuci, poftă bună împreună! Se poate și mai micuțe, pentru burtici și gurițe mai micuțe, și se poate și una mare. Bune, bune, bune! Perfect. Și acum întoarce-le pe cele care au rămas de întors. Bravo!